Toată lumea sunt și cu cazul acestui infovideo doresc să vă dezvolui planurile mele cu canalul One Players. În primul rând aș vrea să vorbesc despre pauza care am avut-o timp de o lună sau două aproape. Dar cred că vă dați seama care a fost motivul. Motivul a fost examenul, evaluarea națională de admitere la liceu. Din fericire am intrat la liceul dorit. Am luat examenul cu brio, notele au fost mari, nu cred că vă interesează însă. Da, de asta n-am prea pus videoclipuri pe YouTube și așa, oricum, nu prea mai aveam timp, eram concentrat pe școală. De fapt, nu chiar, cum să vă spun, nu eram eu concentrat pe școală, mai mult am fost okay de părinții mei, oricum, sunt fericit că totul s-a terminat cu bine. Așa, în al doilea rând vreau să vorbesc despre retragerea lui Creati, deoarece nu mai poate pune content pe YouTube. Deci, din cauza netului, el a încercat să pună content și vechi contul personal și nu i-a mers, îi dă eroare. Ba pe la 50, ba pe la 50, îi dă eroare și nu a să se pună content. A încercat și de la un prieten de-a lui să pună videoclip pe YouTube, tot pe același cont, a mers de la un alt prieten. Deci, până la urmă, netul este de vină. Și a zis că n-ai ce să facă și să lasă, va reveni și îl aștept cu brațele deschise. Odată ce își va face netul sau și va schimba netul sau nu știu. Da, deci nu vreau să credeți că eu cu Creati ne-am certat sau ceva. Nu, chiar deloc, am rămas la fel de bun prieteni decât cei mei prieteni. Și na. Al treilea lucru despre care vreau să vorbesc este seria de început a canalului. Nu, de fapt, acesta este al patrulea lucru. Al treilea lucru este faptul că canalul se va numi de acum Retro Gaming și mă voi ocupa doar eu de canal, voi pune videoclipuri odată la 3-4 zile, așa. Am să pun câte un videoclip pe YouTube. Pentru început aș dori să vă propun câteva serii, iar eu vreau să alegeți dintre care vi se pare mai interesante. Seriile sunt GTA San Andreas, Sniper Ghost Warrior 2, FIFA 2013, PES 2013. Ar promita să menționez că pe fundal este un gameplay de PES 2013. Cred că vă dați seama. Astea sunt variantele. Aș dori să lăsați în comentarii propunerea despre ce se joc, dintre aceste jocuri. Da, știu că vă întrebați cum niciodată m-a apucat pe mine nebunia să joc jocurile astea. Păi, vreau să vă spun că mi-a schimbat calculatorul. Mi-a dat un laptop Samsung, nu știu cum se numește, nu știu, contează, merge bine, nu e râșniță, asta cred că contează. Mi-a dat un Samsung, laptop bun Intel i3 de 2.6 quad-core, 2.6 GHz este quad-core, 4 GB de RAM, două plăci video, una Nvidia GeForce 620M de 2 GB și alta Intel HD Graphics 3000. Astea sunt componentele PC-ului meu. Dar nu uitați să dați like, share, subscribe. Eu am fost Zeto. Până data viitoare, vă spun pa pa.